Peste 500 de elevi din toată țara au ajuns cu autocarele în campusul Tudor Vladimirescu să experimenteze pentru o zi viața de student și să viziteze cele 11 facultăți ale Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași. Evenimentul se desfășoară în cadrul celei de-a treia ediție a zilelor campusului Tudor Vladimirescu. Viitorii studenți au putut să vadă care sunt avantajele și ce înseamnă să fii student la inginerie sau la arhitectură. În primul rând am venit să vedem în ce zonă locuiesc studenții, să vedem și noi ce ne așteaptă la anul. Suntem într-a 12-a, imediat vine bacul și după o să ne aștepte căminele astea. Am avut parte de un ghid bun și chiar mi-a plăcut aici ce am văzut și abia aștept să vin. Am venit astăzi ca să văd cum este viața de student, să mă interesez de facultăți. Pentru asta am venit astăzi aici. Am inclus în acest an și zilele Open Days ale Universității Tehnice în cadrul campusului. Astfel că elevii, odată cu vizionarea fiecarei facultăți, vor avea prilejul să vadă și cum se trăiește în campus. Zeci de evenimente dedicate elevilor și studenților se vor desfășura în aceste zile în cadrul celui mai mare festival studențesc din România. Este o ediție cu totul și cu totul deosebită, atât ca anvergură, cât și ca participare. Avem o serie de activități care ies din uzualul activităților studențești. Avem formații de muzică din țară și din străinătate, avem spectacole de lumini, avem food street, avem exerciții demonstrative ale echipelor de poliție. Joi seara de la ora 20, formația Alternosfera va cânta pe o scenă amplasată în parcul dintre căminele T9 și T11. Vineri de la ora 21, mii de studenți vor dansa pe ritmuri electronice la Neon Madness Party, cea mai mare petrecere studențească în aer liber organizată vreodată în țară.